Zona comercială de pe strada Transilvaniei urmează să fie supusă unui regim special de circulație auto. În anumite perioade din zi, tronsonul din strada Transilvaniei, cuprins între străzile Crinului și Constituției, se aglomerează excesiv, iar traficul auto se ștrangulează. Este stradă. Deci noi nu putem bloca o arteră principală a Buzăului nici chiar pentru afaceri. Deci oamenii ăștia trebuie să își învingă comoditatea, mă refer la comercianții de acolo, nu pot să-i opresc, nici nu vreau să-i opresc. Eu încurajez să meargă economia în orașul nostru. Dar în același timp nu putem să blocăm acea stradă în permanență. Vă dați seama, stau oamenii în autobuze, nu pot circula. Mașinile de marfă care aprovizionează depozitele din zonă, ca și automobilele care iau marfă de aici, creează adevărate dopuri și împiedică circulația celorlalți participanți la trafic. Situația a atras atenția primăriei, care a căutat soluțiile cele mai bune pentru rezolvarea ei. Este stradă. Deci noi nu putem bloca o arteră principală a Buzăului nici chiar pentru afaceri. Deci oamenii ăștia trebuie să își învingă comoditatea, mă refer la comercianții de acolo, nu pot să-i opresc, nici nu vreau să-i opresc. Eu încurajez să meargă economia în orașul nostru. Dar în același timp nu putem să blocăm acea stradă în permanență. Vă dați seama, stau oamenii în autobuze, nu pot circula. Pentru a nu defavoriza comercianții și nici pe cei care circulă pe această arteră importantă a orașului, a fost propus un program bine stabilit pentru aprovizionarea cu marfă. Este arteră principală, omul a urcat în autobuz, trebuie să ajungă cât mai repede acolo unde dorește. Și atunci aprovizionarea se va face numai pe timp de noapte, între orele 18 după amiază și 6 dimineața. Este suficient timp, 12 ore să facă aprovizionare și să nu mai vină peste zi cu mașini de peste 3 tone jumate sau chiar cu tiruri să descarce marfă, vorbesc de ăștia care mare angrosiși, care își plasează marfa la orice zi din oră și de noapte, ne ținând cont că mai sunt alte, cum e strada asta, mii de oameni care trec zilnic pe acolo. Dacă proiectul va fi aprobat, cei care nu vor respecta noile reguli o vor face pe cheltuiala lor. Nu se naibă. Ei vor fi amendați până... Deci inclusiv nu mai au voie să vină la aprovizionare cu mașini mari. Ei pot face, dacă sunt comercianți, să vorbească, bă, vrei o jumătate de mașină? Uite, ne întâlnim pe centură sau îți aduc eu. Îți transport eu cu mașina asta care venea la aprovizionare, îți spune ora și locul și îți vin cum faci de demană. Ai comenzi mai mari? Ei, dacă comandă, îți vine el cu mașina. Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii publice, iar propunerile, sugestiile sau opiniile celor interesați pot fi depuse la ghișeul unic al primăriei până pe 8 august.